Cei peste 20 de elevi de la Centrul Sfântul Ștefan din Brădet au pregătit astăzi un program artistic cu ocazia zilei de 1 iunie. La spectacol au participat părinții și cei apropiați copiilor. Programul a fost pregătit de elevi din cartierul Brădet, care provin din familii defavorizate și care frecventează cursurile ce au loc la Centrul Sfântul Ștefan. Centrul de zi pentru copii, care are 20 de elevi care frecventează programul centrului de zi, a sărbătorit azi ziua de 1 iunie, pentru că, după cum se știe, ziua de 1 iunie este zi liberă și ne-am dorit să sărbătorim cu două zile înainte, deoarece mulți copii pleacă în vacanțe fiecare unde poate să se ducă. Și azi ne bucurăm de prezența onoraților invitați care au primit cu bucurie invitația noastră și ne-au făcut o surpriză frumoasă și sper că și noi dânșilor le-am făcut o asemenea surpriză. Copiii pe care îi avem aici sunt copii proveniți din medii defavorizate. Medii defavorizate însemnând diferite medii care au probleme pe care le tratează cu mult respect asistența socială. Povestea centrului a început în urmă cu 3 ani la inițiativa preotului Ștefan Lucaciu, cel care păstorește biserica din cartierul Brădet. Avem 3 ani și mai bine de când funcționăm și mă impresionează activitatea, m-am emoționat până la lacrimi pentru că a pornit totul de la o idee. Am fost cu ceva ani în urmă, cu 4 ani și ceva, ca un schimb de experiență, mult de informare la Alba Iulia și am rămas impresionat de ce am văzut acolo, centre de zi în cadrul episcopiei respective. Erau 87 de centre în 2 județe. Le-am vizitat mai multe din ele și așa de mult m-am mișcat încât am zis, la anul și eu deschid un centru și l-am deschis. Nu-l puteam singur. Iisus a spus, fără de mine nu puteți face nimic și pot să zic și eu că fără unii n-aș fi putut să fac. În primul rând am avut binecuvântarea preasfântului episcop Petroniu pentru această activitate, apoi bunătatea și înțelegerea domnului președinte Tiberiu Marc, care ne-a acordat acest spațiu generos pentru copii și foarte pus la punct, și nu în ultimul rând, sau chiar în mod deosebit, a domnului primar, respectiv a primăriei, prin direcția de asistență socială, care ne sponsorizează masa care o dăm copiilor. Iar parohia Sfântul Ștefan este implicată și ea, pentru că toate cheltuielile care sunt cu întreținerea, gaz, lumină, apă, toate celelalte, câte se mai cumpără pe aici, le suportă parohia, respectiv credincioșii. La finalul programului de astăzi, copiii s-au bucurat de aplauzele celor prezenți și de atenția acordată de aceștia, care nu au venit cu mâna goală.